Caut job, pentru că nu mai am niciun job. Trăiesc din venitul soției mele, care este plecată dincolo să-și câștige existența. Iar eu stau la mila guvernului și la cerșit. Am venit și mai venim până o să cadă guvernul ăsta odios, care ne-a dus în ruină, care ne-a furat locurile de muncă, care ne-a distrus moral, fizic, psihic, ne-a distrus tot viitorul copiilor noștri. Am venit în centru că avem pensii foarte mici, 400 de exemplu, am muncit atâția ani și 400, nu mi-ajung nici peste medicamente, sunt operată de rinichi de 3 ori. Și mai am și o fată studentă la medicină în anul 3. Cu 400 ce pot să fac? Unde să-i împarc ăștia 400? În stradă, că am o pensie de 6 milioane și vreau și eu să ofer la copii, la nepoții mei, care să stea în Reșița, nu să meargă să spele babele dincolo, să spele și fetele președintelui. Eu când dau pensie, ori o împar pe medicamente, ori o împar pe căldură, pe toate. Și fetele lui când o merge dincolo, pentru asta, pentru un tare mai bun, o pensie decentă, cum vrea el, un trai decent și eu vreau tot așa ceva. Un trai mai bun? Noi tinerii să fim mai mulți în piață, chiar dacă suntem mai puțini, sunt atâți oameni în vârstă. Dacă oamenii în vârstă fac față, și eu ca tânăr fac față să vin aici în piață. Rog și eu tinerii, oricine să vină în piață, sunt și eu nemulțumit de țară, faptul că vreau și eu un loc de muncă, un trai mai bun, am făcut și eu o școală, am și eu nevoie de o viață bună. Au distrus industria, agricultura, mineritul, școala, deci învățământul, sănătatea, ce a mai rămas? Doar viața să nu ia atât. Deci tocmai de aia protestăm să terminăm cu clasa asta politică, care au fost la guvernare să dispară. Și continuăm până când își dă demisia atât guvernul cât și președintele Boc. Yeah!